ca și majoritatea tinerilor, să zic așa, și eu și Diana, au fost momente în viața noastră când am cunoscut și alte persoane. Și de asta undeva apare o curiozitate. Cum îți dai seama care că Diana sau David în cazul ei sau care e persoana aia pe care, pe care Dumnezeu ar pune lângă tine pentru un viitor mai strălucit și o să zic ceva, sper să nu deranjez pe nimeni, dar primul lucru pe care mi l-am propus în momentul în care am decis să o cortez pe Diana a fost să nu mă încred în absolut niciun proroc. Ca și majoritatea tinerilor, să zic așa, și eu și Diana, au fost momente în viața noastră când am cunoscut și alte persoane. Și de asta undeva apare o curiozitate. Cum îți dai seama care, că Diana sau David, în cazul ei, sau care e persoana aia pe care, pe care Dumnezeu ar pune lângă tine pentru un viitor mai strălucit? Și o să zic ceva, sper să nu deranjez pe nimeni. Dar primul lucru pe care mi l-am propus în momentul în care am decis să o cortez pe Diana a fost să nu mă încred în absolut niciun proroc.